Hai să vă pup. Program artistic. Chiar dacă este cald, trebuie să pupăm. Ia uite, a fost fata la mea la piață. Fata și cu băiatul meu, odată în viața lor, făcure și-i piața. Ia uite ce bărzic au luat. Ia uitați. Că dacă mai au două, trei rânduri de foi, rămâne câte o mingiucă de ping-pong. Da, să ne jucăm cu ea. A zis că e mai ușoară, că era și mai mare, dar... Le-a spus aia de unde au cumpărat, că fierbe repede. Păi aia ce să zică să-și vândă marfa? O fierbe, nu o fierbe, dar câte berze tai ca să fac și o mâncărică? Două mai mari nu luați, mamă. Și-au luat la roșii. Doamne! Le-am spus, vă duceți la masa cu tare. Mă, le-am desenat cum intrați în piața pe dreapta la a cincea femeie și vedeți că s-au dus acolo și au zis că la a cincea femeie, femeia stătea de vorbă cu cineva. Și ei au crezut că, păi, cât stătea de vorbă femeia? Nu putea să spun, tanti, mă trimise mămica să-mi da și mie niște roșii din alea Rosalie să băgăm la stomacel ca să-l potolim. Da. Deci bine că-i trimisă, ia uite, puțin mai mari decât ceapa. N-am văzut în viața mea varză așa mică, de la iarnă pe ei îi trimit. Da, să ne facă pentru iarnă proviziile, da. Pe voi vă trimit mâncava și gurița voastră la iarnă, să luați voi ce considerați voi că e mai bun așa, să luați și fasole, da, cu bobul cât de mic, mai mic decât mazărea, știi că poate fierbe mai repede. Păi ăsta ia. Fideluță, da. Câte verze de ăștia trebuie să ne potolim toți? Când o... sunt cinci. Păi când o băgau la cuptor și-o tăiau, nu se mai alege nimic, măicuță. Da, asta era, că fierbe repede. Și să vă dau bani de ștrand? Stați, mamă, în casă, că muriți la căldură la ștrand astăzi. Așa apa e fiartă. Ia uite, aveți piscina, ci puneți furtunul pe voi, măicuță. Lăsați banii de ștrand. Când dăm la ștrand, mâncăm 3 zile, 4. Când dăm intrare la ștrand și mai bem și un suculete, da, ca acasă stă suculetele în frigider și nu-l bea nimeni. Că nu e bun, nu mai e bun când se încălzește. Având gheață, dar numai așa ca să te facă la buzunar, ei. Când nu muncești pe bani, vrei bani. Când muncești pe bani, au fost și ei de... Au ajutat-o pe soacră mea și le-a dat niște bănuți. Și de banii lor nu vor să se atingă. Cum ăia? Sunt banii munciți de ei și au stat în picioare și au ajutat-o pe soacră mea pe acolo și le-a dat câte 2 milioane de fiecare. Mă mir! Mă mir. Dar a făcut... Gata, nu le mai dă acum. Vă spun eu. Nu. Le ajunge. Pe toată viața. Da. Asta e. Așa că stați în casă, mamă, duceți-vă la căldură, hai, să vă curăți piața și vă e greu acum. Nu, sau dacă vreți, luați din banii voștri. Din banii lor nu. Hai, vă pup, vă doresc o zi minunată.